Ieri am avut alături în platou pe Oana, Denis și Daniel, principalii actori ai serialului Sacrificiul, care ne-au dezvăluit ce se mai întâmplă pe platourile de filmare. Iar astăzi îi dăm cuvântul Cristinei Ciobănașu, Iris în Sacrificiul. De data asta nu a mai venit ea la Observator, o echipă de-a noastră a fost în schimb la ea. Nu uitați, este joi, așa că în seara asta avem episod nou și nu orice episod, ci ultimul din acest sezon. Normal că noi tot încercăm să aflăm câte ceva în avans. Iar Cristina și personajul ei vor suferi câteva schimbări în cel de-al doilea sezon, dar mai bine să o lăsăm pe ea să ne povestească despre surprizele care urmează. Ai mei mă consideră răzvrătita familiei, doar pentru că vreau să merg la școală. La Milano, da. Mătușă. Da. Eu îmi doresc să fac ceva cu viața mea. Chiar îmi doresc să îmi depășesc condiția. Așa cum Iris pleacă la Milano să facă facultatea de fotografie, așa și Chris, aici de față, a ales ca în sezonul 2 să vină să filmeze mai puțin pentru Sacrificiul, ca să mă duc să termin facultatea. Căci uneori viața nu bate serialul, ci se împletește cu el. Este cazul Cristinei Ciobănașu, acum studentă din nou la facultatea începută cu 5 ani în urmă. De dragul actoriei a spus la un moment dat stop studiilor. Am zis că e un moment bun să le reiau și să le și termin, pentru că studiile sunt importante. Și de ce nu, după mi-aș dori să fac un master în actorie, pentru că până la urmă asta e meseria pe care o practic de 10 ani de zile. Cred că principala dorință și cea mai arzătoare este să absolv cu brio facultatea. Aceeași dorință pe care o are și Iris, personajul pe care îl interpretează în serialul Sacrificiul. Dar tu ce faci aici? Nu trebuia să plecezi? Ba da, am venit să-mi iau la revedere de la Ștefania și am zis să vin să vă pup și pe voi. Mergi cu bine, copilă dragă. Mulțumesc. Să-i dai pe spate acolo. Așa să fie. Pentru Cristina, actoria este ceva nativ, căci nu are studii în domeniu, cel puțin nu momentan. Este studentă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice. Dincolo de asemănările cu personajul ei, există, bineînțeles, și deosebiri. Și tocmai diferențele sunt cele care transformă rolul într-o provocare. Nu știu dacă Iris a renunțat la familie, dar a plecat departe de familie să-și urmeze visul. Nu știu dacă eu aș putea să fac asta, adică pentru mine familia e cel mai important lucru. Schimbări majore nu o așteaptă pe Cristina doar în viața reală, ci și pe platourile de filmare. Până atunci, nu uitați! În această seară, de la ora 20, puteți urmări pe Antena 1 ultimul episod al serialului Sacrificiul din acest sezon. Va urma o nuntă între Andrei și Ioana, care nu știm dacă va fi dusă la bun sfârșit sau nu. Lili își bagă coada, ca de obicei, și vom vedea ce se întâmplă mai departe. Ești gata? O să fim bine rău de tot. Ioana, hai!